Salutare, eu sunt Metin. Astăzi doresc să vă prezint o baterie externă de la Samsung care are un modul wireless pentru încărcare fără fir a dispozitivelor care conțin un modul de încărcare wireless. Ea are diferite specificații de încărcare, diferiți volți. Maxim ea încarcă de fapt dispozitivele Samsung la maxim 25 de W. Cele care suportă acest tip de încărcare. Gen Samsung Note 10 Plus, S20 de la Samsung, Note 20, Note 20 Ultra. Trebuie să vedeți în specificațiile telefonului dumneavoastră Samsung dacă acceptă încărcarea Super Fast Charging. Și cum am mai spus, ea are un modul de încărcare wireless, da? Și o să facem un scurt test cu un device de la Samsung să vedeți cum face o încărcare. Și vă voi arăta și diferența dintre un produs de excepție Samsung și un alt produs de la altă marcă, Xiaomi, vedeți sigla, care are tot un modul de încărcare wireless, dar nu este compatibil cu device-urile de la Samsung. Imediat voi face un test. Trebuie să apăsăm pe buton ca să se aprindă. Vedeți, se încarcă. Da? Acum am 65% bateria. Se spune aici încărcare completă într-o oră și un minut. Da? Vedeți, acest ceas de la Samsung are și el încărcare wireless. Dar spre deosebire de un dispozitiv original Samsung, dacă încărcați cu un dispozitiv care nu este original de la Samsung, o baterie externă care are acest modul wireless, da? Punem pe locul unde trebuie încărcat. Și observăm că nu se aprinde. Adică nu este compatibil cu acest smartwatch de la Samsung. Deci mare atenție. Ar trebui când doriți să, dacă aveți un device de la Samsung, ar trebui să cumpărați dispozitive originale de la Samsung pentru încărcare. Gen cabluri, adaptoare, pentru că astfel riscați să nu meargă încărcarea wireless. Așa, am uitat să vă prezint ce găsim în cutie. Deci ar fi bateria, da? Și un ghid de utilizator
care nu cred că și are rost uneori. E, aici găsim ceva foarte important. Și anume un cablu original. De la Samsung, care era inclus în cutie. Deci această baterie poate încărca două dispozitive în același timp, plus un alt dispozitiv care se încarcă wireless. Iar acest cablu este foarte important, deoarece este original, iar cu el puteți încărca telefoane dumneavoastră marca Samsung la capacitatea ei maximă. Deoarece dacă nu folosiți acest cablu și aveți alte cabluri care nu sunt originale, nu se va încărca cum trebuie. Se va încărca mult mai greu. De asta zic că este foarte important să folosiți lucruri originale. Dai un ban mai mult, dar știi că obții calitate. Da, aceasta a fost bateria care am vrut să vă prezint. Observăm că ea are standardul de super fast charging. Al doilea standard de la Samsung. Primul, cum știți, este fast charging. Iar pe spatele cutiei vedem aici niște poze, niște exemple, cum putem încărca dispozitivele de la Samsung. Sau dacă aveți alte telefoane care dispun de încărcare wireless, se pot încărca pe această baterie de la Samsung. Dar fiți atenți că doar ceasurile de la Samsung se pot încărca cu această baterie. Dacă vreți să folosiți ceasurile de la Samsung la alte baterii externe care nu sunt marca Samsung, nu se vor încărca. Și țin să precizez că pe această baterie puteți să încărcați și iPhone-uri. Max până la 7,5W iPhone-urile încarcă. Dar telefoanele de la Samsung probabil că trece de 10W, pe wireless mă refer. Și vedeți aici că puteți să încărcați în același timp și un telefon și un dispozitiv wireless. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă v-a plăcut, puteți să dați un like. Ajută mult pentru acest canal și vă doresc numai bine.